DMT, dimetiltriptamină sau cel mai puternic drog de pe planeta aceasta. Astăzi vă voi povesti experiența mea cu această substanță, ce am învățat din ea și cum vă poate fi vouă folositoare. Ca un disclaimer de început vreau să vă spun că eu nu încurajez deloc consumul de substanțe nocive, substanțe interzise sau psihedelice, ci pur și simplu vă povestesc o experiență de-a mea și ce am învățat din această experiență în scopuri educative. Dacă ești nou canalului meu de YouTube, nu uita să dai un subscribe, apasă clopoțelul magic pentru a primi notificări atunci când postez câte un video nou. Hai să trecem la treabă! Ce este DMT-ul și unde îl întâlnim? DMT-ul este un compus chimic pe care îl găsim în toate organismele vii de pe această planetă, îl găsim în plante, îl găsim în animale, îl găsim în om. La om se găsește în special în glanda pineală, care este pe undeva pe aici. Iar această substanță se activează de obicei la naștere, atunci când murim și în timpul somnului. Nu o să vă aglomerez cu prea multe explicații științifice, acelea le puteți lua din alte vloguri sau vă puteți uita pe internet și informa. Ideea este că acest compus chimic este considerat cel mai puternic drog din lume. El a fost sintetizat de bea prin anii 1900 de anumiți doctori care încercau să găsească diferite tratamente pentru afecțiuni fizice, afecțiuni emoționale, mentale. Este foarte interesant faptul că acest DMT este în corpul nostru, dar corpul nostru îl produce doar în anumite situații, cum v-am spus, la naștere, la moarte, în timpul somnului și în timpul meditației. Părerea mea personală este că atunci când dormim, atunci când medităm, atunci când ne naștem sau atunci când murim, se petrece un anumit lucru cu corpurile noastre subtile, cu corpul nostru energetic, cu corpul nostru spiritual, dacă vreți să-i spunem așa, și atunci acest DMT este cumva poarta noastră către lumea spirituală, către lumea energetică și este una dintre metodele prin care putem să accesăm nivele mult mai înalte de conștiință, alte dimensiuni sau alte realități. De aceea DMT-ul este supranumit și molecula spiritului, pentru că face legătura între această lume fizică și lumea spiritelor. Ca și la celelalte experiențe cu psihedelice, DMT fiind unul dintre cele mai puternice, trebuie să aveți puțin grijă de anumiți factori care vă vor face experiența mult mai plăcută. Și anume, locul în care aveți experiența, e de preferat să fiți într-un loc relaxant, într-un loc în care vă simțiți în siguranță, persoanele cu care aveți experiența. Ar fi foarte important să aveți o persoană care a trecut prin această experiență sau care știe cum să vă ajute în caz de bad trip sau că aveți nevoie de ceva. Starea de spirit în care vă aflați când luați această substanță, pentru că nu vreți să fiți trist, depresiv, anxios, ci vreți să fiți într-o stare de echilibru, pentru că acești compuși vor amplifica starea ta. Așadar, dacă tu ai o vibrație foarte joasă de frică, de anxietate, această substanță nu va face nimic mai mult decât să amplifice această stare. Al patrulea aspect este intenția. Intenția voastră este foarte importantă. După cum am spus și în celălalt vlog despre ciuperci psihedelice, intenția pe care ți-o pui înainte este importantă pentru că ea va atrage toată călătoria ta se va baza pe acea intenție. Dacă intenția mea este să mă distrez, să fiu nebunatic și doar să-mi sparg capul, nu este ok. Dacă noi intrăm în acel nivel de conștiință cu gânduri materiale, cu intenții prostești, atunci asta vei atrage și atunci e foarte probabil că va interveni acest bad trip. Ok, și am ajuns la partea la care vă povestesc câte puțin din experiența mea. Pot să spun că această substanță mi-a schimbat viața, cred că 180 de grade, și m-a făcut să înțeleg în primul rând lucruri despre mine și lucruri despre lumea în care trăim. Am fost și în ritualul de ayahuasca, am luat și ciuperci psihedelice și am încercat și DMT. Modul în care l-am luat este sub formă de fum, sub formă de vapor pe care l-am inhalat. De ce spun că mi-a schimbat viața 180 de grade? Spun aceasta pentru că este o experiență pe care mulți care au luat deja nu pot să ți-o exprime în cuvinte. Este un feeling, o emoție și o conectare cu sinele tău superior, cu natura ta divină, cu sămânța universului, dacă pot să-i spun așa, care nu poate fi exprimată în cuvinte. Ceea ce vă pot spune efectiv și practic este că în momentul în care am tras primul fum am simțit puțin amețit, apoi am tras al doilea fum și în momentul acela am avut un click. În acel click am închis ochii și în momentul în care am închis ochii efectiv am simțit ca un puu. Efectiv am simțit ca și cum aș fi multă lume ar spune că ca și cum ar ieși din corp. Dar eu aș spune ca și cum aș intra în universul meu interior și aș intra undeva foarte, foarte adânc și pentru o secundă am crezut că am murit. Senzația chiar a fost o frică de necunoscut și o frică de moarte, o frică pe care am conștientizat-o la nivel de secundă. A fost o milisecundă în care am crezut că am murit și a fost o milisecundă după o voce în interiorul meu și în interiorul capului meu care mi-a spus este ok. Poți să te lași, poți să te încredințezi, este exact așa cum trebuie să fie, nu te îngrijora. Bun,
având în vedere că este cel mai puternic drog din lume sau este, cel puțin este categorisit ca fiind așa, libertatea ta fizică este puțin restrânsă, în sensul în care nu prea poți să te miști, să călătorești, să te uiți, să ridici mâinile, să alergi sau alte lucruri pe care le poți face cu alte psihedelice. Multă lume spune că vede culoare de culoare și că experimentează foarte multe forme, foarte multe vibrații, sunete. Într-adevăr, este o lume în care dacă nu treci pe acolo, nu poți să știi exact cum se simte. De multe ori m-am gândit dacă este la fel ca meditația, pentru că eu începând în călătoria mea spirituală, acest DMT venind după un an, doi, de când eu mi-am început călătoria spirituală, am zis, hai să vedem dacă este același lucru ca meditația, ca stările mai avansate de meditație în care simți totul calm, o claritate, poți să simți expansiune, poți să simți că ești una cu universul, probabil că asta este sentimentul, dar nu este deloc așa. Este mai mult o călătorie în care mintea ta nu este deloc calmă, în sensul de este într-un singur punct focusată, ci primești o grămadă de informații, primești, cred că, milioane de imagini în același secundă. Primești și nici nu știi pe care să o alegi. Nu poți să te împotrivești fluxului de informații pe care primești, ci efectiv poți să te lași, să te abandonezi și să lași să vină ce informație trebuie să vină și să fii foarte atent astfel încât să rămâi cu ceva din experiența aceea, pentru că este foarte posibil să-ți vină atât de repede încât să, când ești de acolo, să zici doar wow și să nu se întâmple nimic, să nu înțelegi nimic la nivel mental. Așa că eu, în timpul tripului meu, persoana care avea grijă de mine, eu instinctiv i-am spus anumite cuvinte de legătură, niște cuvinte, niște ancore care mă trimiteau pe mine la experiențele pe care le trăiam. Ancore precum pace, totalitate, echilibru și multe alte cuvințele pe care eu le-am folosit. Îmi amintesc foarte bine când cele două tripuri pe care le-am avut cu DMT, în continuare, din gura mea toate ieșeau wow, wow. Este o stare în care simți că sufletul tău este atât de conectat cu tot ce se întâmplă, nu în realitatea fizică, în realitatea supremă, aș spune, în realitatea de acasă. De multe ori ai senzația că aceasta pe care o trăim noi aici, realitatea fizică, nu este de fapt realitatea, ci este într-adevăr o simulare, cum am văzut cu toții filmul Matrix sau alte filme. Simți că aceea este lumea adevărată, unde informația merge telepatic și îți vine informația foarte repede, spiritul tău este liber, călătorești și primești informații. Și bun, haideți să vă povestesc mai exact ce am văzut și prin ce întâmplări am trecut în interiorul acestei călătorii. Prima experiență a fost foarte puternică și m-a marcat foarte puternic și efectiv am simțit o iubire, o iubire pentru oameni, o iubire pentru lumea în care suntem și o iubire pentru mine, pentru sufletul meu și pentru tot ce am făcut până acum, extraordinară, și efectiv am simțit că era un fel de ghid, să-i spunem, ghidul meu sau eul meu superior m-a luat și m-a tras în diverse experiențe. Mi-a arătat mai întâi diverse dimensiuni, diverse orașe, diverse straturi de dimensiuni diferite, culori, texturi interesante, jocuri geometrice, conexiuni între lumea spirituală și lumea fizică pe care o trăim aici și scopul nostru pe această planetă și de ce suntem și cum suntem formați, cum funcționează corpul integrat cu mintea și cu spiritul nostru și celelalte corpuri subtile. Toate acestea mi-au fost prezentate într-un mod foarte, foarte rapid, ca niște gânduri care intrau în capul meu și vă dați seama că m-au fascinat complet, exact așa cum probabil vă fascinează pe voi această poveste care vi se pare fantastică sau o aberație. În al doilea rând mi-au arătat, am văzut diverse conexiuni cu această lume fizică, cu faptul că suntem încă foarte agresivi și foarte inconștienți de stricăciunile pe care le facem cu planeta noastră. Mi-a arătat că planeta noastră suferă și planeta noastră are o conștiință, iar acea conștiință suferă pentru că noi, în loc să devenim mai buni și să evoluăm și să ne descoperim mai mult, noi suntem foarte rigizi și încă nu ne-am deschis ochii, încă nu ne-am deșteptat. Sunt multe persoane care au început în ultimii ani, un val foarte mare de persoane care au început să se trezească, dar foarte mulți trăiesc în inconștiență totală și nu au respect nici măcar pentru natură, nici pentru ei, nici pentru ceilalți, nici pentru nimic. Și acesta este un mare semnal de alarmă care mi-a fost dat mie, să înțeleg și faptul cum tratăm animalele și faptul cum tratăm natura și planeta noastră și pe ceilalți. Un ultim aspect pe care aș vrea să vi-l spun este că la un moment dat, spre sfârșit, am început să deschid ochii. Când am deschis ochii, toată camera în care eram
era efectiv formată din vibrații. Din vibrații cu, cu o anumită frecvență. Puteam să aud sunetul vibrațiilor care făceau, care cumva formau această cameră. După cum bine știm din fizică, tot ce este în jurul nostru sunt molecule și atomi formați din energie, deci cumva doar noi, în realitatea noastră fizică și prin corpul nostru, prin materia asta, prin faptul că materia este foarte densă, atunci noi percepem această duritate a corpului sau a peretelui. Dar, de fapt, toate sunt molecule în mișcare, toți sunt atomi în mișcare, energie. Iar atunci când mi-am deschis ochii în timpul tripului, am văzut efectiv atomii și moleculele cum se mișcau într-o vibrație și cu o anumită frecvență, un anumit sunet pe care le emana. Și m-am uitat la prietenul meu care era alături de mine în caz de ceva și l-am văzut, i-am simțit și lui, i-am simțit efectiv tot corpul format din acești atomi și această vibrație. Mi-am dat seama de sufletul lui, i-am simțit sufletul și am văzut în același timp carcasa biologică, așa foarte interesant, cu toate celulele, cu vibrația din interiorul lui. Deci cam asta mi-amintesc din prima mea experiență. Din a doua experiență mi-amintesc clar că am făcut-o cu alți prieteni alături de mine și am simțit din nou o dragoste necondiționată, o iubire necondiționată, supremă și un mesaj cum că acele lucruri au fost făcute să fie așa, acei prieteni trebuiau să fie acolo cu mine. Noi am mai călătorit împreună și am format o conexiune în alte existențe ale conștiinței noastre. Iar atunci când închideam ochii, ce mi-amintesc clar, clar este că era în jurul capului meu, hai să spunem, în jurul capului meu se afla ca un fel de consiliu de anumite entități, anumite spirite, anumiți gardieni, dacă putem să-i spunem așa. Și exista un șaman care tot supăia în jurul meu și cumva facilita acest proces și aducea binecuvântări, aducea vindecare și energie pentru tot procesul acesta care se întâmpla. Așadar, aceasta a fost călătoria mea cu DMT-ul. V-am spus cam tot ce mi-am amintit eu și ce a fost cel mai important. În caz că vreți să încercați așa ceva, documentați-vă foarte bine, citiți foarte mult, pentru că și eu am citit foarte mult la rândul meu. Documentați-vă din surse sigure. Și acum întrebarea de final este: de ce totuși toate statele lumii interzic aceste substanțe? Ideea mea de cum am putea să luăm aceste substanțe într-un mediu safe, într-un mediu de siguranță, ar fi ca statul să emită legi prin care se pot crea clinici unde sunt doctori, unde sunt oameni de știință, unde sunt oameni care cunosc procesul acesta și sunt acolo lângă tine în caz că se întâmplă ceva, care îți iau tensiunea, care îți verifică activitatea cerebrală și oameni care în condiții de laborator super de siguranță, acești oameni îți dau substanța aceasta în doze mici ca tu să experimentezi aceste stări, aceste stări de expansiune a conștiinței, aceste stări de conectare cu divinul, aceste stări de vindecare. Dar, de altfel, e și normal ca să nu se vrea ca tu să descoperi ce este cu adevărat viața ta, de ce ești aici, care este scopul tău, din ce ești format, cum funcționează sistemul și atunci normal că ni se închid aceste portițe. Așadar, am ajuns și la finalul vlogului. Dacă ți-a plăcut acest video pe care l-am făcut, te rog, nu uita să dai un subscribe, lasă-mi un like, lasă-mi un coment și spune-mi părerea ta. Dacă ți s-a părut interesant și crezi că informația este bună pentru ceilalți, te rog, dă un share, postează-o mai departe. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare cu următorul vlog. Eu sunt Dragoș de la Experiențele lui Dragoș. Vă pup și o zi magică vă doresc. Pentru că aceste stări de vindecare, lucruri materiale cu dorințe proști, culoare de lumină, cu culoare de... Mi-a arătat că sau din studii științifice făcute la... Și acum haideți să vă... haideți să vă povestesc... Dimetil, în scopul educat. Ce este DMT-ul și unde îl încătă? Atunci când murim, se pedește și este unul dintre metodele. Haideți să vă spun puțin de ce m-am hotărât eu să vă vorbesc despre ea.